Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Fostul manager al Spitalului Județean de Urgențe Botoșani a fost plasat sub control judiciar. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Mavro Matei Botoșani, medicul Monica Adăscăliței, a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Primăria Suceava a inaugurat două locuri de joacă în cartierul George Enescu, fără surle și trâmbițe, iar conducătorii rugby-ului românesc au vizitat Suceava. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Mavro Matei Botoșani, medicul Monica Adăscăliței, a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Suceava, care au admis contestația împotriva prelungirii arestului la domiciliu dispusă de Tribunalul Suceava la 14 mai. Monica Adăscăliței este cercetată pentru multiple fapte de corupție, între care și luare de mită. Fosta șefă a Spitalului Județean Botoșani este acuzată de 3 infracțiuni de luare de mită, una de trafic de influență și una de abuz în serviciu, în urma cărora ar fi obținut beneficii necuvenite. Conform procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, în lunile octombrie și decembrie 2023, Adăscăliței ar fi primit, direct sau prin intermediari, sume între 5.000 și 10.000 de lei de la 3 persoane, inclusiv 2 subalterni. Aceste sume ar fi fost primite pentru aprobarea angajării unui medic cu competențe limitate, transferul unei persoane de la unitate medicală din Săveni la Spitalul Județean Mavro Matei și exercitarea influenței asupra subordonaților pentru încheierea unui contract de prestări servicii medicale. Influența exercitată de Monica Adăscăliței s-ar fi dovedit a fi reală. Persoana în cauză, începându-și activitatea la începutul lunii noiembrie 2023, pe baza unui contract de prestări servicii încheiat pe o perioadă determinată. Primăria Suceava a inaugurat două locuri de joacă în cartierul George Enescu, iar contrar celor întâmplate în campaniile electorale anterioare, evenimentul s-a desfășurat fără surle și trâmbițe. Cele două locuri de joacă se află pe strada Luceafărului și în zona nordic. Primăria Suceava a dat în folosință două locuri de joacă din lotul celor 20 care sunt incluse în programul de modernizare. Spațiile destinate copiilor au fost deschise înaintea datei de 1 iunie, atunci când era programată inaugurarea. Viceprimarul Lucian Harșovski a fost cel care a tăiat încuietorile puse de constructor după finalizarea lucrărilor de amenajare. Acum rezolvăm. Gata! Acum ceva timp, în toamnă, când făceam lucrări pe această porțiune a străzii Luceafărului, am stat de vorbă cu un copil care se juca pe pavele, pentru că nu avea un loc de joacă în zonă. Și atunci am modificat proiectul și i-am spus că vom face un loc de joacă. Uitați-vă că după iarna, când nu s-a putut lucra, astăzi este acest loc de joacă terminat și copiii din zona George Enescu de aici se vor bucura de el. Și vă asigur că nu este singurul, alte 9 locuri de joacă vor fi date în funcțiune în perioada următoare, pentru că e important ca cei mici, copiii noștri, să aibă unde să se joace. Nu ne oprim aici, continuăm! Lucian Harșovski a deschis și locul de joacă din zona nordic. Așa cum v-am spus, nu ne oprim aici, continuăm! Suntem la al doilea loc de joacă din cartierul George Enescu, în zona nordic, și acest loc de joacă l-am deschis, nu trebuie să aștepte 1 iunie pentru a fi pus în funcțiune, pentru că sunt copii, sunt elevi care îl așteaptă și vă asigur că până la ziua copilului vom da în funcțiune și alte astfel de locuri de joacă. În perioada următoare vor fi date în folosință și locurile de joacă de lângă Biserica Sfântul Andrei, respectiv din zona de agrement de lângă Sala Sporturilor.
Candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al municipiului Suceava, Marian Andronache, le promite alegătorilor că în situația în care va câștiga alegerile, va fi primarul tuturor sucevenilor, indiferent de culoarea politică. Marian Andronache susține că va continua să fie un om vertical și demn în fața obstacolelor politice. Se tot vorbește de partidele vechi, de partidele consacrate, de partidele mari. Suntem la Suceava în situația în care PNL-ul stă să explodeze din interior, iar PSD-ul a explodat deja, cred că știți lucrul ăsta. Nici nu știu dacă, din fericire sau din nefericire, doctrinele celor două partide mai sunt de luat în seamă. Nici măcar ei nu mai înțeleg dacă sunt de stânga sau sunt de dreapta, pentru că alianța asta nefirească i-a bulversat total, PNL-PSD. Și vin cu un mesaj extrem de clar și răspicat. Stau de vorbă cu foarte mulți oameni care îmi spun că nu se regăsesc în liderii celor două partide și mai ales în candidații la fotoliul de primar, la municipiul Suceava, a celor două partide. Și nu-i condamn. Afirm doar că eu voi fi în continuare un om vertical și demn în fața obstacolelor politice și rămân la dispoziția tuturor celor nemulțumiți. Marian Andronache a declarat că în situația în care va câștiga alegerile de pe 9 iunie, va fi primarul tuturor sucevenilor, indiferent de culoarea politică a acestora. Prin promovarea în lupta electorală a domnului Vasile Râmbu, PSD-ul arată că nu mai ține deloc la valorile interne și mai ales la membrii de ani de zile acestui partid. La fel și PNL-ul, care și-a trădat candidatul anunțat la primărie, dar și membrii PNL cu mare experiență. Rămân singura alternativă a cetățenilor nemulțumiți, a votanților nemulțumiți, a simpatizanților celor două partide, atât din PNL cât și din PSD, și le garantez că după 9 iunie voi fi primarul tuturor sucevenilor, indiferent de culoarea politică. Președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur și primarul orașului Siret Adrian Popoiu au refăcut o fotografie ca reacție la criticii lor. Reacția face referire la o imagine din precampanie atunci când erau permise bannerele. Unul al PNL cu mesajul "Suntem pe drumul cel bun" era agățat deasupra unei străzi de pământ din Siret. Pentru că situația a fost exploatată de competitorii electorali în mediul online și nu numai, administrația locală a decis că este mai bine să asfalteze strada decât să mute bannerul. "Aduceți bannerul înapoi", a transmis Gheorghe Flutur, președintele PNL, care a continuat: "De fapt, nu îl mai aduceți, că e rezolvată problema drumului." CFR Călători a anunțat programul trenurilor Soarelui, care vor circula din 14 și 15 iunie până în 8 septembrie și asigură legături directe din numeroase orașe ale țării către litoral. Printre acestea, trenul direct din Suceava către Mangalia oferă o călătorie de aproximativ 9 ore. Trenul, care pleacă din Suceava Nord la ora 20:25 de minute, ajunge la Mangalia la ora 5:32 și poate fi astfel o soluție pentru cei care doresc să ajungă pe litoral. Trenurile Soarelui includ 30 de trenuri directe, 15 dus și 15 întors, din care 14 trenuri, 7 dus, 7 întors sau ca destinație sau plecare, Mangalia. De asemenea, 36 de trenuri, 18 dus și 18 întors, vor asigura legătura capitalei cu litoralul. Programul trenurilor Soarelui este următorul: Satu Mare, Mangalia, plecare 13:20, sosire 8:30, Oradea, Mangalia, plecare 14:54, sosire 10:18, Sibiu, Constanța, plecare
plecare 3:47, sosire 12:57. Timișoara Nord-Mangalia, plecare 17:51, sosire 9:28. Iași-Mangalia, plecare 21:15, sosire 6:39. Cluj-Constanța, plecare 10:15, sosire 23. Din 15 iunie vor fi și trenuri care vor asigura zilnic legătura directă București-Nord-Tulcea-Oraș și retur. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul CFR Călători. Biblioteca Bucovinei Ighes Biera a găzduit o dublă lansare de carte post-mortem Bogdan Galanton Moroșan, care a trecut la cele veșnice pe 1 ianuarie anul acesta. Cele două cărți, Paradisul Furat și Cerșetorii de Începuturi, au fost prezentate de Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni. Vineri pe 24 mai a avut loc la Biblioteca Bucovinei din Suceava lansarea volumelor de poezii Paradisul Furat și Cerșetorii de Începuturi de Bogdan Galanton Moroșan. O dublă lansare de carte pentru care ne-am fi dorit foarte mult ca autorul să fie chiar aici, alături de noi, dar probabil că îl vom simți. Fiindcă, din păcate, a plecat acolo sus, de unde veghează asupra familiei. Vă mărturisesc cu emoție că sentimentele mele sunt contradictorii. Pe de o parte, sunt bucuroasă, recunoscătoare și, nu în ultimul rând, mândră că, în calitate de soția lui Bogdan, am acest privilegiu de a vă spune câteva cuvinte despre el și despre cele două volume de poezii pe care le-a scris și despre care deja s-a vorbit aici. Pe de altă parte, sigur că mă copleșește un sentiment de tristețe și un mare regret că iubitul meu Bogdan nu este astăzi aici. Să se bucure așa cum doar el știa, să ne vorbească cu căldură și cu dragoste, să umple această încăpere de veselie și de voie bună, să ne transmită tuturor din starea lui de bine și din muntele de optimism care îl caracteriza. Evenimentul a reunit personalități și iubitori de literatură din zonă și a fost moderat de Alexandru Ovidiu Vintilă. Astăzi este o întâlnire mai aparte, în sensul că luăm parte la o comemorare, la comemorarea unui om deosebit, ținând cont după numărul de persoane care au venit astăzi și au ținut să fie aproape de spiritul său, pentru că ceea ce ne-a lăsat este parte din spiritul său. Paradisul Furat și Cerșetorii de Începuturi sunt o incursiune în universul poetic al lui Bogdan Galanton Moroșan, o dezvăluire a sufletului autorului. Alexandru Ovidiu Vintilă, prefațătorul volumului Cerșetorii de Începuturi, a caracterizat opera sa ca o confesiune profundă a unei conștiințe morale. Bogdan Galanton Moroșan a fost activ în viața culturală din Suceava, a activat ca redactor la posturi de radio și publicații locale, inginer și funcționar public. A fost activ și în societatea civilă în Rotary Suceava-Bucovina. Dan Ioan Cușnir a citit mesajul criticului literar Adrian Dinu Răchieru. Prefața Paradisului Furat a fost scrisă de către Carmen Veronica Stăiciuc. Bogdan și cu Carmen au fost prieteni foarte buni. Și de către renumitul critic literar Adrian Dinu Răchieru. Și gândurile transmise de către domnul Răchieru sunt următoarele. Răscolit de întrebări pustii, rătăcind într-o lume dezvrăjită, mercantilă, fără poezie, Bogdan Galanton Moroșan, un romantic insațiabil, cu vise în buzunar, își ascultă sub pecete elegiacă vocea inimii, recapitulând într-un timp gol o iubire boală, o iubire nălucă, uitând zborul, lăsând în zațul amintirilor doar o urmă fierbinte. Bogdan Galanton Moroșan s-a stins din viață la 1 ianuarie 2024 la vârsta de 49 de ani. Lansarea cărților a fost un omagiu adus memoriei lui Bogdan Galanton Moroșan și o celebrare a talentului său literar. Ziua de 23 mai a fost dedicată tradițiilor strămoșești în cadrul proiectului Tradiții Bucovinene, ediția a doua. Evenimentul a fost organizat de către Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Școala Gimnazială numărul 3 din Suceava la Biblioteca Bucovinei Ighes Biera.
Evenimentul intitulat Despre tradiții, Ia românească, moștenire culturală strămoșească s-a desfășurat pe 23 mai la Biblioteca Bucovinei și a fost inițiat de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Școala Gimnazială numărul 3 din Suceava. Elevi și profesori din cele două unități școlare sucevene au prezentat tradiții mai puțin cunoscute și au pus în valoare costumul popular românesc cu un accent special pe Ia românească. Publicul a avut ocazia să admire costume populare vechi de aproape 100 de ani, iar doi elevi din clasa a patra au prezentat componentele costumului popular pentru femei și bărbați. Evenimentul a inclus și alte momente atractive, cum ar fi o scenetă de teatru, momente artistice cu grup vocal și soliști de muzică populară, precum și o expoziție de pictură dedicată Iei românești. Dorin Goian este favoritul suporterilor nemțeni pentru preluarea postului de antrenor principal al divizionarei secunde Ceahlăul. Postul a rămas vacant după plecarea lui Cristian Pustai. În vârstă de 43 de ani, Dorin Goian este favoritul suporterilor nemțeni pentru preluarea postului de antrenor principal al divizionarei secunde Ceahlăul, rămas vacant după plecarea lui Cristian Pustai. Într-un sondaj inițiat de fanii grupării de sub Pietricica cu privire la numele noului antrenor, fostul internațional a ieșit pe primul loc cu 68% dintre voturi, urmat la mare distanță de Dragoș Militaru cu 7% și Daniel Oprița cu 6%. Printre cei votați la opțiunea alți antrenori s-au mai numărat tehnicienii Claudiu Niculescu și Costel Enache. Dorin Goian nu a refuzat o ofertă de a antrena Ceahlăul, echipă pentru care a evoluat ca jucător în perioada 2002-2003. Ceahlăul este povestea frumoasă ce mă leagă de acest oraș. Am avut un colectiv senzațional cu jucători adevărați de fotbal, deveniți mai apoi prieteni cu care încă mă întâlnesc. Da, normal că aș fi deschis la discuții și la o eventuală propunere. Piatra Neamț va avea tot timpul un loc special în inima mea, a spus Dorin Goian. Acesta a explicat motivul pentru care nu a antrenat după plecarea de la Foresta, echipă învinsă în barajul de promovare în Liga a doua din primăvara trecută chiar de Ceahlăul, pentru că nu am primit nicio ofertă care să mă intereseze atât de mult. Au existat oferte doar de la echipe de Liga a treia, pe care le-am refuzat. Am suferit mult după ratarea promovării, ne doream mult acest lucru, dar nu a fost să fie. Din păcate am pierdut cel mai important meci din toate duelurile dintre cele două echipe, dar ăsta e fotbalul. De asta e frumos, a declarat Dorin Goian. Posesor al licenței pro, acesta a antrenat până acum Bucovina Rădăuți între 2017-2020 și în două rânduri Foresta Suceava, în 2020 și între 2022 și 2023. Conducerea Federației Române de Rugby s-a aflat joi într-o vizită oficială în județul Suceava. Cu acest prilej, președintele Alin Petrache și selecționerul echipei naționale, David Gerard, s-au întâlnit cu reprezentanții echipelor din Gura Humorului și Suceava. Conducerea Federației Române de Rugby și membrii stafului tehnic al echipei naționale de rugby s-au aflat joi într-o vizită oficială în județul Suceava. Prima oprire a fost la Gura Humorului, unde principalul subiect de discuție a fost noua bază sportivă care urmează să fie ridicată în localitate. Aceasta va avea un teren pentru rugby și fotbal, o tribună cu o capacitate de aproape 1000 de locuri, o sală de sport și spații de recuperare sportivă. Delegația condusă de președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a asistat și la antrenamentul echipei RC Gura Humorului. Ocazie cu care selecționerul stejarilor David Gerard a remarcat mai mulți tineri jucători cu potențial. Următoarea oprire a fost la liceul cu program sportiv Suceava, iar ziua s-a încheiat la terenul de rugby Unirea, alături de seniorii de la CSM Suceava și juniorii de la LPS Suceava. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine v-am regăsit. Pentru început, legat de activitatea Direcției Naționale Anticorupție la Suceava, vedem că e destul de intensă în județul vecin, în Botoșani, și în cazul de la prefectură, de la Consiliul Județean, și în cazul de la primărie, și în cazul de la spital. Doamna Monica Dăscăliță, fost manager al Spitalului Județean Mavromati din Botoșani, nu mai e în arest la domiciliu, a fost plasată sub control judiciar. Activitate, da, destul de intensă în județul vecin. Păi la noi, dacă nu aveau treabă pe ei, s-au dus la Botoșani. Ieri am lipsit motivat, așa, nu mă simțeam prea bine, nici azi nu mă simt prea bine, era să lipsesc și astăzi. Știi că lipsesc motivat dacă lipsesc, nu lipsesc așa de iurea. Absența a fost încercuită, știi, știu, ca la catalog. Știu, păi dacă mi-a spus gând rău,
Așa a fost cu premeditare, ca să fiu eu inapt. Ca și să ca să poți face... să facă interviu, da, cu Stelian Nistor, nu? Da, nu, știu, nu m-am prins, crezi că este așa copil. Ăsta e un caz mai vechi cu doamna de la spital, a fost tamtam la vremea respectivă și de regulă așa se întâmplă. După arest preventiv urmează o perioadă în care este sub control judiciar și la un dat s-ar putea să ridice și control judiciar. Asta se cam subțiază. Dar asta nu, asta nu înseamnă că persoana respectivă este vinovată sau nevinovată. Adică în momentul în care îi dai arest preventiv nu înseamnă că e vinovat. E o măsură preventivă. Sau dacă domicil, o treci sau... la control judiciar înseamnă, bă, n-am prea găsit, hai să vedem. Nu, asta se vede de-abia în instanță, la final când este hotărâre definitivă și revocabilă. Acum, oricum, DNA-ul se activează de obicei în an electoral. Și la nivel național, electoral, da, un proces cu, bine, un caz foarte sonor. Foarte sonor. La Suceava, la Botoșan, s-a găsit ce s-a putut găsi. La București, fiind altele instituțiile și alții granguri, e altceva. Dar la Suceava, la Botoșan, ce se găsește? A găsit directoare de spital. Ce granguri? Rechin, de rechin, da. Așa, s-a mulțumit cu ce, cu ce este. Dar oricum se vede că dacă stai să faci o analiză a ceea ce s-a întâmplat cu DNA-ul când era doamna Chiove și era o activitate foarte intensă, însă dacă stai să tragi linie vezi că multe dintre procese au fost niște fâsuri, au fost niște comenzi politice sau niște chestiuni care țin de răzbunări personale, asta s-a văzut cu ochiul liber. Și pe măsură ce a plecat, adică după ce a plecat doamna Chiove și s-a cam muiat treaba. Toate că vedeam el pe Nuriel Rubini, care a luat premiul Nobel pentru economie la un dat și care a prevăzut criza din 2008, un scurt pasaj dintr-un interviu pe care l-a acordat și spunea că în România, da, lucrurile merg destul de bine, forța de muncă este calificată, salariile nu sunt prea mari, dacă vine o criză așa noi scăpăm, dar e problem cu corupția. Asta ne-a, domnul Rubini, nu știu de unde știe așa și la ce nivel corupție, adică la noi corupție, da, au fost câțiva care au înfundat pușcările atunci când făceau cu... retrocedările au fost cu niște milioane de euro, maxim, maximorum. Dar au fost și găinării din astea cu 3.000 de lei, l-a băgat pe o pușcărie cu 3.000 de lei. Corupție. Adică despre ce corupție vorbim? Corupția una generalizată, da, de la mic la, da, mare. Da, probabil că probabil se referă la faptul că, doamne, dacă mergi la primărie, trebuie tot să dai ceva. Dacă ca mergi la spital, știi? Tot trebuie să dai ceva. Nu, dacă dar termenul de corupție la noi s-a împământenit ca fiind vorba despre marea corupție. Nu, ea e generalizată. Da. Și nu știu cum se vede exact în afară, dar din interior așa, așa pare. Bine, și afară lumea își creează o opinie în funcție de ce informații primește dinăuntru. Știi? Că dacă ani de zile cât era doamna Macovei, o luptătoare anticorupție, care acum are probleme, mergea la Parlamentul European și spunea că în gura mare că România e corupție, toată lumea spunea, bă, dacă zice... Dacă din interior spune din interior înseamnă că e o corupție, acolo col că e corupția, știi? Dar nu putem să ne comparăm cu statele puternice acolo unde se învârt bani. Bani, adică... Și unde poate nu este corupție la nivel generalizat, dar când no. e adevărat. Da, din aia cu sutele de milioane, cu miliardele, știi? La Biblioteca Bucovinei Ighes Biera a fost o dublă lansare de carte post-mortem în amintirea lui Bogdan Galanton Moroșan. Bogdan înceta din viață chiar la începutul anului, pe 1 ianuarie. A fost un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut. Da, nu, că da, șoc, evident, pe vârsta lui 50 ceva de ani. 49. 50 de ani, hai să, așa rotund. Dar Bogdan era suferent săracul de multă vreme. Și s-a chinuit săracul mult, mult de tot. A umblat prin tot felul de spitale, pe la tot felul de medici, a încercat tot felul de variante. N-a fost să fie, dar Bogdan, un tip foarte vesel, foarte optimist, a fost întotdeauna un om foarte cald. De aceea astăzi a fost plin de lume la Biblioteca Bucovinei Ighes Biera, pentru că era în esență un om bun, despre asta este vorba. Și e îmbucurător faptul că prietene, un anturaj, anturajul apropiat al lui Bogdan, știind că Bogdan mai are câteva zile, au tras tare prietenului și au scos aceste două cărți pe care Bogdan a apucat să le vadă înainte să treacă la cele veșnice. Din nefericire, lucrurile s-au accelerat, boala s-a accelerat și Bogdan a murit înainte să aibă bucuria pe care a fi meritat-o să lanseze cărțile. Dar faptul că, știi cum e vorba aia, să trăiți ca să-i pomeniți, faptul că atâta lume a venit astăzi, la cât au trecut, 5 luni de zile de când a murit. 1 ianuarie 2024. Da, e o, așa ca un basam pentru familia lui, pentru soția lui, pentru fata lui,
pentru prietenii lui, ți-am spus, fiind un băiat foarte ok, foarte mulți prieteni și chiar au suferit profund prietenii lui atunci când Bogdan a murit. În ceea ce privește lumea sportului, după ce Ceahlăul, echipă de fotbal de Liga a doua, nu? A rămas fără Cristian Pustai, e dorit acolo ca antrenor principal Dorin Goian. Da, Dorin Goian e acolo, respecta la Piatra Neamț, pentru că a jucat la Ceahlăul Piatra Neamț. Când mergeam la meciurile Forestei, deci Ceahlăul a intrat în Liga a doua după un maraj cu Foresta, da? Unde Dorin Goian era antrenorul Forestei, Cristi Pușta era antrenorul Ceahlăului. Anul trecut se întâmpla cam pe vremea asta și e un tip respectat, cu toate că au mai fost câteva voci din tribune, na, fiind de la echipa adversă, dar așa per total s-a văzut că este respectat. Dacă cei de la Ceahlăul consideră că Dorin ar fi potrivit pentru așa ceva, este alegerea lor, evident. Suporterii deocamdată suporterii îl văd ca acolo favorit. La echipa asta din Piatra Neamț, din câte știu eu și știu bine, majoritatea banilor îi dă un domn Mazarache, parcă îl cheamă, care are niște afaceri foarte solide pe la Săvinești, ceva cu niște utilaje. E un tip foarte bogat, vine la meciuri, este foarte implicat. Primăria dă 250 de bani din Piatra Neamț. Spre deosebire de foarte puțin. Blamata și înjurata primărie Suceava, da, care se dădeau bani cu duiomul. Da, și acolo problema este că fiind vorba despre principalul sponsor, fiind o persoană privată, un șef unei companii, va avea pretenția să, ca anul ăsta, să intre în Liga 1, pentru că în Liga 1 mai faci niște bani din transmisiile televizate, faci niște bani, în Liga 2 nu mai cheltui bani. Și dacă merge Dorin acolo și îl cer cei de acolo, el va avea o presiune foarte mare, pentru că, mai mult ca sigur, obiectivul va fi promovarea în Liga 2. Întâi. Liga 1, pardon. Iar conducerea rugby-ului românesc a fost în județul Suceava, e vorba chiar despre conducerea Federației Române de Rugby. Atât președintele Alin Petrache, cât și selecționerul echipei naționale David Gerard s-au întâlnit cu reprezentanții echipelor din Curea Humurului și Suceava. Da, ei au pornit într-un turneu prin țară. Eu am făcut ieri dimineață un scouting, interviu cu... Scouting, nu? Sau cum se cheamă? Da, și debătut un pic pe umăr oamenii care se implică în această activitate. Rugby este un sport la noi dat așa mai la o parte, ținut mai la distanță. Mă refer la faptul că nu prea sunt finanțe. Finanțare. Sunt câteva echipe puternice în țară, pe la Timișoara, pe la Constanța, Dinamo, Steaua, cred, Baia Mare și la Cluj. Dar în rest e sărăcie în rugby, sărăcie mare și e și greu să găsești sportivi care să practice rugby. Și au fost prin țară, eu știu de la Lucian Preodescu, care este președintele Asociației Județene de Rugby și cu care am făcut un interviu ieri dimineață prin telefon în radio. Și mi-a zis că vin oamenii ăștia, au vrut să vadă și la Gura Humorului, e un club puternic, un nucleu solid, așa și la Suceava, mai ales la Suceava, pentru că sunt acești băieți de la liceu, program sportiv, care au câștigat finala cu Rapidul la sub 20 de ani și sunt campioni naționali. Înțeleg că unii dintre ei au deja oferte de la cluburi puternice, dar în rugby este foarte greu să faci trecerea de la juniorat la seniori. E foarte periculos, e un sport foarte dur și trebuie să fii foarte bine pregătit și fizic și psihic și tactic ca să faci față. Dar sunt exemple, ei au exemple, da, bine, chiar și de echipa națională. Alin Conache de la Suceava, da, unul. Dar e un exemplu. E un exemplu. Dar faptul că au venit pe aici, am nu știu dacă se soldează și cu ceva, dar federația este foarte săracă și ea. Adică nu cred că s-ar putea doar două mingi să dea de fotbal, că le iau de peste gar când joacă din nou pe Arcul de Triumf. Doar așa, în rest, ce să dea. De ce să faci cu mingi de fotbal la rugby? Să se antreneze cu mingi de fotbal. Cred că nici de antrenament nu sunt bune. Ba da, Cătălina, dar ce, la handbal, tu crezi că handbaliștii fac antrenament numai cu mingea de handbal? Mai joacă și un fotbal, mai joacă și altceva. Tu crezi că așa e? Nu știu, n-am fost, nu mă pricep. Tu ești aici mai în temă decât sunt eu. Mai joci cu piciorul, mai... Mulțumesc pentru discuția de astăzi și până luni cred că o să fii în formă completă. Nu știu, sper. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Atleții de la CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc și CSŞ Rădăuți au câștigat 6 medalii la cea de-a 69-a ediție a campionatelor internaționale ale României. Competiția s-a desfășurat pe stadionul Nicolae Mărășescu din Craiova.
Atleții suceveni s-au întors cu 6 medalii de la cea de-a 69-a ediție a campionatelor internaționale ale României. Competiția s-a desfășurat pe stadionul Nicolae Mărășescu din Craiova. CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc a urcat pe podiumul de premiere prin Antonia Budnariuc, argint la 3000 de metri plat și 3000 de metri obstacole. Talida Sfârghiu, bronz la 800 și 1500 de metri și Cosmin Isioiu, bronz la 3000 de metri obstacole și record personal la 800 de metri. Toți trei sunt pregătiți de antrenoarea Erzilia Țâmpău. CSJ Rădăuți s-a remarcat prin Ciprian Costân. Atletul antrenat de Bogdan Roșcăneanu a obținut bronzul la 5000 de metri. Acest sfârșit de săptămână promite o serie diversificată de evenimente în zonă. Colega noastră Dalia Ionesi a selectat câteva dintre cele mai interesante. Așa cum știți deja, în fiecare vineri ne facem împreună planuri de weekend. Bine v-am găsit! Sunt Dalia Ionesi și vă propun ca în fiecare vineri să facem împreună planuri de weekend. Este noua rubrică în care vă aducem cele mai interesante evenimente pentru un sfârșit de săptămână reușit. În perioada 10 mai-15 iunie 2024, la Casa de Cultură Platon Pardău din Vatra Dornei, are loc expoziția Dorna celor 4 anotimpuri. În perioada 19-30 mai 2024, la Muzeul de Istorie din Suceava, va avea loc o expoziție de icoane realizată în cadrul atelierului de pictură icoană în manieră bizantină. În perioada 24 mai-9 iunie 2024, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpul Lung Moldovenesc, va avea loc expoziția Zgomot și ce faci după, realizată de Cornelia Lateș, Andreea Crăciunaș și Denisa Porcilescu. Vor fi expuse desene digitale care ilustrează câteva momente reprezentative vieții de student. Atmosfera va fi întregită de machete sugestive, gustări și discuții. Sâmbătă, 25 mai 2024, între orele 14 și 16, vă invităm la Julius Mall Suceava pentru un atelier de creație captivant dedicat copiilor. Nu ratați ocazia de a-i lăsa să-și exprime creativitatea și să se distreze pe cinste. Duminică, 26 mai, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava, va avea loc spectacolul Mașa și Ursul. Spectacolul este susținut de Teatrul pentru Copii Piciul Julien din Chișinău, Republica Moldova. Atât voi, cât și copiii, vă puteți bucura de o călătorie plină de peripeții și aventuri. Vă reamintesc de Festivalul Zile și Nopți Studențești, care se desfășoară la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, în perioada 15-30 mai. De asemenea, până pe 30 iunie 2024, vă puteți bucura de expoziția Alexandru Ioan Cuza 150, care are loc la Muzeul de Istorie din Suceava, unde pot fi admirate obiectele personale ce au aparținut acestuia, precum și ale doamnei Elena Cuza. Expoziția de pictură Omul Poveste, Pictorul în Poveste, care se desfășoară la Muzeul de Istorie din Suceava, va putea fi vizionată până la data de 26 mai. Prețurile sunt 4 lei pentru adulți, 2 lei pentru pensionari și 1 leu pentru elevi sau studenți. Până pe 28 mai aveți ocazia să admirați expoziția vizual-plastică intitulată Răscruce, semnată de Mircea Bunescu, pe care o puteți vedea la Muzeul Obiceiurilor Populare Gura Humorului. Vă reamintesc că în perioada 16 mai-15 iunie, la Observatorul Astronomic din Suceava, are loc expoziția Vox Antiqua, artă și inginerie în radiourile de altă dată, semnată de Procopie Florin Gușul. Acestea au fost evenimentele pe care le propunem pentru voi în acest weekend. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept vinerea viitoare cu sugestii noi de activități captivante. Până atunci, vă doresc un weekend minunat și plin de aventuri. Sunt Dalia Ionesi, numai bine! Știrile intermedia au ajuns la final, urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz.
la noapte cerul va fi variabil, parțial noros în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări, îndeosebi în zona de munte. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 14 grade Celsius. Sâmbătă va fi cald în toată regiunea, potrivit ANM. Cerul va fi variabil cu norări temporare la Suceava, Botoșani, Târgu Neamț și Roman. În a doua parte a zilei, la Rădăuți și la Vatra Dornei, se vor înregistra averse. Acestea vor fi însoțite de descărcări electrice și tunete. Vântul va sufla cu moderație, iar temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 20 și 27 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Botoșani și la Roman. Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani, medicul Monica Adăscăliței, a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Suceava, care au admis contestația împotriva prelungirii arestului la domiciliu depusă de Tribunalul Suceava la 14 mai. Monica Adăscăliței este cercetată pentru multiple fapte de corupție, între care și luare de mită. Primăria Suceava a inaugurat două locuri de joacă în cartierul George Enescu, iar, contrar celor întâmplate în campaniile electorale anterioare, evenimentul s-a desfășurat fără surle și trâmbițe. Cele două locuri de joacă se află pe strada Luceafărului și în zona Nordic. CFR Călători a anunțat programul trenurilor soarelui, care vor circula din 14 și 15 iunie până în 8 septembrie, asigurând legături directe din numeroase orașe ale țării către litoral. Printre acestea, trenul direct din Suceava către Mangalia oferă o călătorie de aproximativ 9 ore. Trenul, care pleacă din Suceava Nord la ora 20:25, ajunge la Mangalia la ora 5:32 și poate fi astfel o soluție pentru cei care doresc să ajungă pe litoral. Ziua de 23 mai a fost dedicată tradițiilor strămoșești în cadrul proiectului Tradiții Bucovinene, ediția a doua. Evenimentul a fost organizat de către Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Școala Gimnazială numărul 3 din Suceava, la Biblioteca Bucovinei Ighes Viera. Dorin Goian este favoritul suporterilor nemțeni pentru preluarea postului de antrenor principal al divizionarei secunde Ceahlăul. Postul a rămas vacant după plecarea lui Cristian Pustai. Conducerea Federației Române de Rugby s-a aflat joi într-o vizită oficială în județul Suceava. Cu acest prilej, președintele Alin Petrache și selecționerul echipei naționale David Gerard s-au întâlnit cu reprezentanții echipelor din Gura Humorului și Suceava. Atleții de la CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc și CSS Rădăuți au câștigat 6 medalii la cea de-a 69-a ediție a campionatelor internaționale ale României. Competiția s-a desfășurat pe stadionul Nicolae Mărășescu din Craiova. Acest sfârșit de săptămână promite o serie diversificată de evenimente în zonă. Colega noastră, Dalia Ionesi, a selectat câteva dintre cele mai interesante. Așa cum știți deja, în fiecare vineri ne facem împreună planuri de weekend.